Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Bună seara, dragi ascultători Gold FM, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Pentru cei care ne vedeți și pe online, mai ales pe video, puteți să observați că sunt în mașină, sunt pe drumurile țării, dar totuși asta nu m-a oprit din a face emisiunea de astăzi. Sper să funcționeze totul bine, să avem internet, să meargă lucrurile, să ne și auzim, că asta e important, dar probabil că o să auziți mai bine pe invitata mea din seara aceasta, astrolog Georgiana Sâmbotin, pe care o cunoașteți deja foarte bine, care vine să discute alături de mine în această seară despre un subiect delicat și mai exact despre situația războiului din Israel. Vedem care sunt părerile Georgianei Sâmbotin din punct de vedere astrologic, bineînțeles, pentru că ea consultă harta astrologică a țării ca să se informeze și consultă și harta astrologică a momentului în care a început acest eveniment nefericit. Dar ne spune ea mai multe, pentru că îi spunem chiar acum: bună seara, Georgiana, bine te-am găsit, sper să funcționeze totul bine astăzi. În orice caz, vorbim despre conflictul, cel mai recent conflict, un conflict din păcate foarte sângeros, un conflict care nu ne-am fi dorit să se întâmple, dar iată că suntem în fața faptului și trebuie să-l dezbatem ca să înțelegem din punct de vedere, iată, și astrologic. Bineînțeles, ascultăm și geopoliticienii, ascultăm și cei care se pricep din punct de vedere politic și nu numai pe acest subiect. Dar hai să vedem ce spun și astrele despre ce se întâmplă acolo în Israel acum. Bună seara și bine te-am găsit, Jesse, bine v-am găsit și dragi telespectatori și ascultători. De la început vreau să specific că nu sunt părerile mele. Eu, ca și persoană, nu contează ce părere am, chiar sunt complet neinteresante și prefer să le țin pentru mine. Acestea sunt ceea ce descifrez din astrograma momentului. Pentru că am făcut, ca să aflăm care este finalitatea situației care a început pe 7 octombrie la ora 6:30 dimineața, da, ca să știți, consultăm data nașterii acestui conflict. Da? O să consultăm la fel cum consultăm pentru o astrogramă natală sau o astrogramă a unei țări sau a unei firme. Întotdeauna momentul declanșator, da? Pentru oamenii normali aceasta este nașterea, momentul declanșator creează o linie directoare pe toată viața. Adică te-ai născut la momentul potrivit, ești norocos toată viața. Hai să spunem așa, dacă te-ai născut la momentul nepotrivit, ești ghinionist toată viața. Mă rog, eu am făcut acum o generalizare foarte mare, dar asta este tocmai ca să înțelegeți faptul că momentul nașterii sau momentul în care se declanșează ceva cu repercusiuni pe ani de zile, în momentul acela se vede și outcome-ul, se vede și finalitatea. Acesta este un lucru și îmbucurător, dar și înfricoșător în același timp. Adică, cum ar veni, câștigătorii și pierzătorii se cunosc încă din momentul nașterii conflictului. Da, eu spuneam, Georgiana, iartă-mă că te întrerup, care este părerea ta legată de acest conflict, în sensul că fiecare astrolog în parte citește altfel astrograma, la asta mă refeream, înțelegi? Cum vezi tu lucrurile și cum citești tu tot ce se întâmplă acolo din punct de vedere astrologic? Așa, că numai așa discutăm. Bun. Acum, ce mai vreau să specific? Întotdeauna când avem un război, o confruntare, două echipe care se bat cap în cap sau doi soți, doi iubiți, da? Avem confruntare. Niciodată vina sau responsabilitatea nu este a unei singure părți. Deci asta este un lucru foarte important de ținut cont și la fel trebuie să privim și conflictul care este acum. Nu există vina de o singură parte sau responsabilitatea de o singură parte.
Da? Și cu acestea fiind spuse, eu nu țin partea absolut nimănui. Pe mine mă interesează să fiu cât mai obiectivă, după cum da, cei care mă cunoaște știți că pe mine mă interesează adevărul, nu mă interesează să favorizez pe cineva sau pe altcineva. Scrie în stele, eu vă zic ce scrie, vă convine bine, nu vă convine la fel de bine, că stelele tot așa rămân scrise, fie că ne convine, fie că nu. Da? Dar ceea ce vreau să vă rog și pe voi, să încercați să priviți lucrurile obiectiv, nu subiectiv, și să înțelegeți că întotdeauna cei care au de suferit sunt oamenii simpli, adică populația. Da. Noi aici, de exemplu, ce o să vedem în această hartă sunt intențiile și realizările mai ales ale guvernatorilor lor. Dar guvernatorii cât sunt? Nu? Hai să zicem așa, îi adun pe o mână, adică persoanele în putere de decizie pentru națiunea respectivă, la fel cum e și cazul nostru. Da? După cum știm. Deci aici vă rog ca să înțelegeți faptul că intențiile celor de la vârf, da? De ambele părți, nu prea coincid cu bunăstarea poporului. Da? După cum știți și de la noi citire. Bun, acestea fiind spuse, acum putem să începem și să discutăm harta care este foarte, foarte bizară, interesantă și foarte bun de material astrologic. Deci când o să scriu a nu știu câta carte de astrologie pe temă de analize de situații, să știți că chiar voi pune acest exemplu pentru că este incredibil de interesant. Și acum, nu o să stau să vă plictisesc cu termeni astrologici, dar dacă o să mai auziți că zic din când în când conjuncție sau regulus sau opoziție sau na, diverse aspecte, să știți că nu le zic degeaba, da? Pentru că sunt și iubitori de astrologie care ascultă și atunci na, pentru ei pot să dau mai multe detalii. Acum, după cum putem vedea în harta evenimentului, evenimentul acesta a fost făcut mai devreme decât ar fi trebuit să apară. Adică dacă s-ar fi dorit succesul absolut al a ceea ce s-a întâmplat acum, ar fi trebuit să mai fie câteva zile distanță. Încă o întrebare înainte să începem. Georgiana, tu crezi că cei care fac astfel de lucruri, uite cum a fost acest conflict mai izbucnit, se uită și din punct de vedere astrologic la niște aspecte? Pentru că înainte știm foarte bine că în preajma regilor erau astrologi. Mai e valabil acest lucru? Bineînțeles, și acum în preajma regilor și în preajma corporațiilor și în preajma oricărei persoane care vrea să aibă cât mai mult control asupra situației, există astrologi care sfătuiesc în continuare. Numai că aici, ceea ce se vede, că asta m-a mirat și pe mine, pentru că la mustață nu iese outcome-ul care s-ar vedea, adică la prima vedere când te uiți, ai spune, a, stai că iese, dar de fapt stai că nu iese. Da? Deci se vede că ori a fost o problemă de logistică, da? Adică a fost ceva care n-a ținut de ambele părți și atunci evenimentul a intrat în desfășurare mai devreme decât ar fi trebuit. Da? Așa, dacă se întâmpla mai târziu, atunci era complet în favoarea celor care au declarat războiul. Da? Ne amintim, pentru cei care nu știți, căutați pe net, da? Deci primul ministru al Israelului a declarat că sunt în război pe 7 octombrie la ora 6:30 dimineața. Da? Deci avem dată fixă. Din momentul acela, da, oficial știm că Israelul este în război, da? Și atunci pentru Israel o să desemnăm casa întâi ca fiind ei, iar cei din Fâșia Gaza sunt casa 7, adică competitorii, sunt dușmanii declarați, da? Asta pentru cei care chiar doriți să faceți harta acasă și să vă uitați, ca să știți cum este desemnarea făcută. Și ca la o competiție sportivă putem să vedem care sunt pierzătorii. În primul rând, pierzătorul principal este poporul. Poporul de ambele părți. Da? Deci aici ca să știm. Da, toate războaiele, știți și voi din Sun Tzu, Cartea Războiului, toate războaiele au scop economic. Deci punct. Da, este un business. Războiul întotdeauna este un business, chiar dacă este în spatele, mascat în spatele unei ideologii. Da? Deci totul este business. Războiul este făcut ca să facă bani. Atâta tot. Este o mare afacere. Da? Oamenii, dar din păcate, oamenii de rând sunt cei care suferă. Acum,
Un aspect foarte important. Guvernatorul casei, casei întâi, casei celor care au intrat în război. Da? Celor care au declarat suntem în război. Guvernatorul este Venus în leu. Și prima dată când vezi Venus în leu, zic, măi, stai o clipă că arată posibilitatea de câștig, că totuși leul întotdeauna are parte de numărul 1, este învingătorul. Și m-am uitat și este Venus în leu la, stați o clipă, 28 de grade și 24 de minute. De ce ne interesează? Păi în astrologie, dacă o faci corect, orice grad și minuțel contează. Pentru că când m-am uitat, văd 28 de grade, zic, aulă, stai că e conjunctă pe steaua fixă Regulus. Și zic, asta înseamnă succes sigur. După care, bine că m-am dus să consult tabelele cu date fixe, iar Regulus este la 29 de grade și aproape și jumătate. Adică, foarte simplu, se vede în felul următor. Victoria este ratată la mustață. Și o să discutăm ce înseamnă acest lucru, pentru că victorie nu înseamnă, în acest caz, nu înseamnă neapărat reacapararea de teritorii, înseamnă altceva. O să vedem imediat. Dar ce vreau să spun? Deci, acest eveniment, acest conflict a început mai repede decât trebuia, spui tu, dar într-un mod care să-i defavorizeze pe cei care l-au început, nu? Nu. Ei au intrat în acest demers cu gândul de a câștiga, normal, nu? Că atunci când te duci la război, bineînțeles că dorești să câștigi. Problema este că a fost făcut prea devreme. Dacă era cu câteva zile mai târziu, atunci Venus era conjunct pe Regulus și atunci victoria era asigurată. Dar așa, la limită. Deci, orice conjuncție pe stea fixă este valabilă într-un grad. Atât, un grad, nu mai mult. Eu un grad și jumătate. Un grad 75. Și de aia nu se pune. Deci de aia spun, este o pierdere la mustață. Da? Adică ei și-au pus niște scopuri, că o luăm așa, da? În orice luptă, în orice confruntare, tu ți propui niște lucruri, dorești să bifezi pe lista niște lucruri. Ce pot să vă spun? Pentru că e ratare la limită, deci la limită, da? Așa, asta arată că nu-și bifează scopurile pe care ei și le-au pus. Atenție, una este ceea ce vedem noi din afară și care credem noi că este scopul și altul este scopul pe care îl are persoana respectivă în minte. Da? Eu acum vorbesc de scopurile lor adevărate, adică ceea ce ei și-au propus, nu ceea ce au dat publicității. Da? Pentru că nimeni nu spune adevărul acum în nicio națiune, să fim serioși. Da? Deci orice vezi la televizor, orice auzi, trebuie să treci prin filtrul logic și să nu crezi, și dacă vezi, să stai să te îndoiești puțin. Da? Bun. Deci primul lucru pe care îl vedem, da, este această ratare la limită. La limită. Da? După care, în astrologie, ca să poți să dai un verdict, trebuie să se vadă acel aspect din minim 3 surse. Da? Dacă nu sunt minim, ca la jurnalism, da? Minim 3 surse trebuie să coincidă. Dacă nu sunt 3, sunt 2, domnule, nu se pune, trebuie să fie minim 3, da? Și o să vedeți că avem mai multe surse care spun același lucru. După care, cum îți explici, Georgiana, că au ales această zi, oră și minut prost? Păi, sfătuitorii n-au fost buni sau? Nu, am spus și mai devreme. S-au grăbit. Da, ori a fost o problemă, că totuși, ca să începi un război, nu ține de 3-4 persoane, e o logistică enormă, da? Și, na, ca și atunci când ești șef și încerci să gestionezi 500-1000 de persoane, garantat nu va ieși cum ai vrut să faci, pentru că variabilele sunt mult prea multe, da? Cu cât sunt mai mulți oameni implicați, cu atât variabilele sunt mai mari. Poate că a fost o problemă de genul acesta, de logistică, de oportunitate. Deci a fost acolo ceva care a dat cu virgulă, da? De aceea, pentru că totuși intenția se vede că era timpul potrivit, dar nu acum, peste câteva zile, da? Dacă încercau, atunci le reușeau. Bun, acum, în casa întâi, în casa celor care au declarat războiul, mai vedem încă trei elemente foarte importante. Vedem soarele care este în balanță, nodul sud în balanță și Marte tot în balanță. Și haideți să le luăm pe rând. Nodul, soarele în balanță.
zice, a, e soarele în casă întâi și pe ascendent, păi stai o clipă că sunt victorioși, sunt puternici. Nu, sunt cei mai vizibili. Deci din acest conflict, ei sunt cei mai vizibili. Da? Când ai soarele în casa întâi, da, tu ești foarte vizibil. Dar soarele în balanță nu se simte bine. Am mai discutat noi și în alte dăți faptul că nu e important doar să avem o planetă într-o zodie și ce înseamnă lucrul respectiv, dar contează și demnitatea, adică valoarea pe care, impactul pe care îl are planetuța respectivă în zodia respectivă. Adică soarele, de exemplu, se simte foarte bine la el acasă, da? Când este în leu, și se simte și mai bine când este în zodia berbec, da? Când este la prieteni acasă. Da? Dar când se află, de exemplu, în zodia balanță, soarele se simte foarte prost. E ca și cum ați fi voi în casa dușmanului. Gândiți-vă, dacă vă duceți în vizită în casa dușmanului, cum v-ați comporta? V-ați comporta cum sunteți voi? Nu v-ați comporta foarte restrâns, foarte precaut, să ai grijă să nu zici ceva, să nu fie interpretat greșit, să fii atent că nu știi cum să ieși mai repede de acolo. Da? Deci soarele în balanță are un impact foarte scăzut. Da? Nu are putere de manifestare. Da, la fel și ei. Ei sunt văzuți, dar impactul nu este atât de mare pe cât l-ar fi dorit. După care, mai avem nodul sud în balanță. Numai aspectul acesta, nodul sud pe casa întâi, nodul nord pe casa șapte, adică pe casa celorlalți, pe casa concurentului, arată faptul că tu nu câștigi. Nodul sud arată întotdeauna ceea ce sacrificăm. Da? Și dacă nodul sud este în casa întâi, înseamnă că tu te sacrifici pe tine. În încercarea de a obține victoria. Atenție, repet ceea ce am spus. După acest aspect, nodul sud în casa întâi, în balanță, arată că cei care au declarat că sunt în război se sacrifică pe sine tocmai în încercarea de a câștiga războiul, da? De a câștiga confruntarea. Ok? Ați auzit corect. Asta înseamnă nodul sud în casa întâi. Nu mă credeți, căutați în cărți oriunde doriți și o să vedeți că spun informații corecte. Da? Acum, când e nodul sud în casa întâi, înseamnă că avem și un ghinion. Că, de exemplu, dau exemplu, poți să te sacrifici pe tine și câștigi confruntarea. Da? Ok? Avem și acest aspect. Dar nodul sud în balanță este conjunct și cu Marte. Nodul sud fiind conjunct cu Marte, asta arată sacrificiu, pentru că știm că acesta este război, iar Marte este marțial, arată sacrificiu în cadrul războiului, care nu este de ajuns și care în loc să-i ajute să câștige, potențează și mai rău distrugerea proprie. Adică, ca și PR, dacă este să vorbim de imagine publică, da? La prima vedere, pare că toți ochii sunt ațintiți asupra celor care au început conflictul, se pare că există o opinie publică pozitivă, mă rog, deși da, soarele în balanță mai întâi aduce o chestie pozitivă, da? Dar pentru că avem Venus în leu care la limită nu face conjuncție cu Regulus, avem soarele care e în balanță, se simte foarte rău în balanță, avem nodul sud în balanță, conjunct cu Marte, da? Arată că ei nu reușesc să gestioneze acest conflict după planurile pe care le-au avut. Și un lucru foarte interesant, Marte, care e conjunct pe nodul sud în balanță, este guvernatorul casei 7, adică a competitorilor lor, a celor cu care ei sunt în război. Ce înseamnă asta? Într-un mod foarte ciudat, ei încercând să își distrugă adversarul, tocmai prin asta ei pierd războiul. Și să nu spuneți că vorbesc acum în metafore sau aforisme, e exact adevărul, da? Și aici am încă un lucru interesant de notat, că mi-a adus asta aminte de astrograma momentului când Joe Biden și Trump au fost competitori, da? De exemplu, pe hărțile astrologice se vede foarte clar că Joe Biden a câștigat tocmai pentru că Trump pierdea. Adică ce înseamnă asta? Nu a câștigat pentru că a fost mai capacitat decât adversarul său, ci a câștigat pentru că adversarul a avut ghinion. Ok? Revenind la situația de față, și apropo, poate asta o să discutăm odată ca fapt divers când o să avem timp și relaxare, să nu mai avem așa de mari telenovele internaționale, putem să discutăm ca și analiză exact ce am spus acum, adică Joe Biden a câștigat pentru că Trump a avut un an prost, un an foarte prost.
Da, să știi că m-aș bucura și poate chiar să facem niște previziuni pe partea asta, cine știe. Facem, facem, facem și Să asta este vedem, amuzant. pentru că anul viitor, da, e un an foarte important. Și la ei, e la toată lumea, o să am de lucru Da. over. Și eu. Da, cu Bun. siguranță să vorbim. Revenind la aspectul pe care l-am spus, deci se vede că cei care au inițiat conflictul, care au spus suntem în război, ei nu reușesc să câștige, nu pentru că partea adversă este mai puternică. Dimpotrivă, pentru că partea adversă este mai slabă și nu poate să facă față, de aceea ei vor pierde. O să vedem ce, cum, poate că forumurile internaționale, poate că, nu știu, Dumnezeu, extraterestri, nu știu să vă spun, da? Ok? Nu știu, dar ceea ce pot să vă spun foarte clar este că ce se vede pe casa întâi, deci echipa care a intrat în confruntare, nu are cum să câștige, chiar dacă sunt mai puternici, da? Și au mai multă vizibilitate publică. Da? Pentru că balanța, de ce zic vizibilitate publică? Eu nu arunc cu cuvinte, eu toate vi le spun de aici. Balanța oferă vizibilitate. Dacă casa întâi este în balanță, înseamnă că sunt foarte expuși, da? Mediatic. Soarele în balanță, până și Marte în balanță, da? Aduce foarte multă popularitate. Pentru că balanța e foarte populară. Iar Venus în leu, balanța și leu sunt cele mai populare zodii care există, da? Iar Venus în leu, ca și guvernator al casei întâi, arată că sunt extra populare, adică Venus în leu când intră în cameră, toată lumea se uită la el sau la ea. Da? Bun. Acum, încă un lucru foarte interesant. Pentru cei care mă urmăriți de mai mult timp, eu să știți că la sfârșitul lui septembrie, că mă întreba lumea, păi da, n-ai prevăzut conflictul. Eu v-am spus la sfârșitul lui septembrie, în o emisiune care am făcut-o la sfârșitul lui septembrie, previziuni pentru perioada respectivă, da? Eu fac de obicei previziuni pentru România, dar v-am spus că la nivel pe cer ce se vede, e o conjuncție foarte anapoda și trebuie să fim foarte atenți la acea conjuncție pentru că se desfac contracte, da? Sau ni se propune un contract care pe afară arată frumos, dar înăuntru este găunos. Și de aia v-am sfătuit pe toți săptămâna respectivă să vă abțineți de la semnat contracte sau de la făcut înțelegeri sau de la accepta ce vi se propune, indiferent că ți se propune la serviciu sau ca stat ți se propune într-o vizită care a avut loc la noi fix în perioada respectivă. Da? Ok? Și eu am spus atunci, asta este pe cer, se referă la toată lumea. Conjuncția de care vorbeam era de Lilith, conjunct cu Juno, conjunct cu Venus. Da? Acestea au fost în prima săptămână din octombrie. Da? După cum știm, pe 7 octombrie a izbucnit acest război. Pentru că este fix manifestarea acestei conjuncții triple la nivel global. Și acum Aha, haideți să deci dacă discutăm. se mai repetă cumva această conjuncție, să ne putem aștepta pe viitor tot Nu la e astfel de lucruri? Sau nu-i chiar așa? chiar așa, pentru că trebuie să fie un cumul de factori. Am Ok? înțeles. De-aia că zici, a, Marte în careu cu Saturn înseamnă violență. Sau Marte în careu cu Pluton înseamnă violență. Deci de fiecare dată când Marte e în careu cu Pluton, adică odată la câteva luni, trebuie neapărat să apară un conflict. Posibil, dar nu global. Da? Așa, apropo, se vede că această astrogramă, fac o mică paranteză, este astrogramă despre un război, despre un conflict armat, pentru că avem Marte în careu cu Pluton. Ca fapt divers. Da? Întotdeauna când avem războaie, când în harta respectivă trebuie să fie minim Marte careu cu Saturn sau cel mai vizibil Marte careu cu Pluton. Bun. Revenind la conjuncția noastră de Venus, Lilith, Juno. Da? Păi haideți să vedeți cât de frumoasă și de explicită este astrologia. Păi, Juno este asteroidul contractelor. Lilith este ghinionul cel mai mare. O luăm așa, zic pe românește. Iar Venus este cea care împachetează totul frumos. Deci dacă punem toate trei cuvintele într-o propoziție, avem un măr frumos pe dinăuntru găunos. Adică și Venus în leu, da, arată o înțelegere, un contract, o promisiune de foarte mare calitate, adică așa pare, sau de anvergură foarte mare.
dar înăuntru, cum îi spune, ascunde ceva care e în detrimentul tuturora. Că Lilith, să știți, în orice hartă, și personală și de afaceri, Lilith aduce ceva care e în detriment pentru toată lumea. Adică și cel care propune și cel care dispune. Da? Acum, ce înseamnă Lilith cu Iunul? Sfârșit de contract. De ce se întâmplă acest război? O să vă zic, poate n-ați auzit, dar eu vă spun. Pentru că este sfârșit de contract karmic. Ok? După care am citit întâmplător informații, chiar vă rog să vedeți dacă sunt adevărate aceste informații, a faptului că Palestina, locul respectiv, a fost concesionat israelienilor pe timp de 75 de ani. Ok? Iar în cei 75 de ani, tic-tac, tic-tac, se pare că acum expiră. Da? Acum, ce este foarte interesant, de ce cred că această este informație este corectă, dar vă rog să o și căutați, să vedeți dacă am spus corect ceea ce am citit. Era un articol, dar totuși, spun, cercetați, da? Nu mă credeți, că poate și eu o citesc prostit. Da? Dar, ce este foarte interesant, un ciclu complet astrologic durează 75 de ani. Da? Deci, dacă este să o luăm după firdarea, după perioadele vieții, da? Ciclul de firdare este fix 75 de ani, după care începe din nou. Da? Deci, din punctul foarte de vedere, interesant că tot 75 de ani le-a fost dat și lor, în ceea ce spuneai tu, dacă este adevărat, că ai citit acel articol. Da. Am citit articolul, acum, na, dacă am citit ceva greșit, de-aia v-am și spus, cercetați, vedeți, da? Această informație, dar totuși are logică, pentru că de la instaurarea, de la înființarea statului Israel până acum, se fac 75 de ani. Adică asta este adevărat. Asta e adevăr. Ok? Bun. Acum, karma. Că asta e important să înțelegem. Karma, dreptul karmic. Da? Ca să poți să existi într-un loc, trebuie să ai drept karmic. Ca să poți să faci bani într-un loc, trebuie să ai drept karmic. Noi zicem, a, mă duc acolo și o să am noroc și o să fac ce vreau eu. Nu e chiar așa. De exemplu, sunt persoane, vă dau exemplu ca să înțelegeți. Sunt persoane care pleacă în străinătate și zic, băi, dacă lui Xulescu i-a mers bine și a făcut bani, garantat fac și eu bani în același loc. E, dar dacă persoana respectivă nu are drept karmic să fie în locul respectiv, în orașul respectiv, na, se duc în Italia, cum mulți români pleacă... Întoarce așa cum a plecat. Și exact. Poate și cu niște pagube, da. Exact, pentru că nu ai drept karmic. Neavând drept karmic, tu nu poți să câștigi. Poți să încerci acolo să dai peste cap de 15 ori. Degeaba că nu se leagă lucrurile. Atenție ce vă spun acum, că o să înțelegeți, da? Nu se leagă lucrurile, nu găsești persoanele potrivite sau te duci la muncă, dar șeful e groaznic, ai probleme, se fură pașaportul. Am auzit o groază de chestii până acum. Deci, când nu ai drept karmic, nu poți să faci tu nimica, oricât ai încerca, oricât de deștept ai fi, oricâți bani ai avea. Ok, oricâte cunoștințe ai avea, dacă nu ai dreptul karmic să faci lucrul respectiv, nu se poate face. Și acum, să revenim la Lilith conjunct cu Iunul. Asta arată desfacere de contract. Și acum, dacă vedem că acest incident, da, acest eveniment a fost făcut fix atunci când Lilith și Iunul sunt conjuncte, arată că contractul karmic, deci în primul rând contractul karmic, înțelegeți, când se desfac, deci ca un contract să se desfacă în realitate, mai întâi trebuie să se desfacă sus. Da? Deci, la fel cum și oamenii divorțează. Da? Înainte să divorțezi tu pe hârtie, s-a rupt legătura, s-a rupt conexiunea din planul spiritual. Ok? Deci, întotdeauna mai întâi se rupe sus, da? În ceruri, și după aia vedem finalitatea în viața reală. Da? La fel și aici. Aici noi vedem o rupere de contract karmic. Deci, ruperea de contract karmic a fost în săptămâna 50 octombrie. Da? Ok? Iar acest război a fost făcut pentru că cineva nu a acceptat faptul că contractul a ajuns la final. Ok? Adică e ca atunci când ai chiriașii în casă, iei timp de 3 ani și când zici, domnule, a expirat contractul, vreau să bag pe altcineva, ei refuză să plece. Da? Și îți mai și strică prin casă.
Ceva similar se întâmplă și aici, da? Și atunci, acum este un lucru foarte interesant. Conflictul este făcut astfel încât ei să-și recapete drept karmic de a sta din nou acolo. Ok? Și se va întâmpla acest lucru? Imediat. Așa, mai întâi, deci trebuie să înțelegem. Ei trebuie să-și recapete dreptul de a exista în acel loc. Ca să-ți recapezi dreptul, trebuie ca ceilalți să ți-l ofere, că nu poți ți-l oferi singur. Ok? Și atunci, poate acum o să înțelegeți de ce este atâta propagandă și vizibilitate asupra acestui eveniment, tocmai ca ei să capete din nou voie din partea celorlalți să existe acolo, pentru că ce s-a întâmplat în al doilea război mondial? Opinia publică, hai să spunem, toate celelalte țări au dat voie, au confirmat faptul că este bine ca în locul respectiv să se înființeze statul lor. Ok? Acum, sub auspiciile, toată lumea moare, da? Avem o groază de, cum îi spune, de casualties, de morți și de răniți. Această idee este folosită tocmai pentru a justifica din nou existența în locul respectiv. Ok, sper că am fost destul de clară, mai explicit. Da, pentru mine chiar ai fost foarte clară, dar nu știu, adică lucrurile astea ar trebui să se întâmple natural, nu așa să le forțeze mâna, nu? Exact, ai spus-o mai bine decât puteam să o spun. Exact, tocmai e pentru că este o sforțare, de-aia nu funcționează. Gândiți-vă și la relații. Da, dragoste cu sila nu se poate. Dacă încerci să, sau tu ești îndrăgostit de cineva și zici, lasă că o să-l fac să mă iubească. Dom'le, nu merge. Nu merge. Poate că o să fie interesat de tine într-un anumit grad, dar dacă nu simte înapoi, nu poate să-ți ofere înapoi ceea ce dorești tu. Cam așa e și aici. Alexandru Lăpușteanu, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Și sigur o să mă vreți și voi, da? Deci, cam aceasta este problema care se întâmplă acum. Poate de aceea, atenție, revenim la dreptul karmic, da? Poate de aceea n-a avut conjuncția pe Regulus. Okay? De aceea, la limită, s-a întâmplat ceva și au trebuit să înceapă mai devreme. Okay? Acum, încă un lucru foarte interesant în acest conflict. Deci să vedeți câte planete retrograde sunt pe hartă. Imediat vă explic și de ce e important asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa, 6. Bun, deci noi avem 10 planete în hartă, da? 10. Două, soarele și luna, astea nu se pun, că astea niciodată nu devin retrograde. Deci rămânem cu 8 planete care potențial pot fi retrograde, da? 8. Mă rog, nu prea se întâmplă asta, dar să ai 6 retrograde, da, se întâmplă, mai ales chiar și 7 când e prin august, da, luna august de obicei. Așa. Acum, când apar planete retrograde într-o hartă, înseamnă că acolo retrograda ce ține? Ține încărcătură karmică, da? Și deci 6 din 8 sunt retrograde. Acum, foarte interesant este că și celelalte două care nu sunt retrograde nu o duc bine. În primul rând, Marte este în balanță, adică este în cădere completă. Deci nu se simte bine acolo, nu se poate manifesta, da? Iar Venus, deși este în leu, e conjunct cu Lilith. Este pervertit, este perimat. Deci dacă observați, 8 planete din 8, da, sunt perimate, sunt handicapate. Sunt împotriva lor, împotriva acestui eveniment cumva. Sunt împotriva, sunt pline de karmă. E la fel, de-aia am spus cuvântul handicapat. Eu nu l-am spus la modul peiorativ de să mă înțelegeți. E vorba ca un om care are un handicap, da? Ok? Adică atunci când ai mâna paralizată, ai și pe alaltă mână paralizată, și un picior și încă un picior, cu ce să te mai ajuți? Oricât de mult ai dori, da? Adică handicapul este sever, da? Dacă ar fi o persoană, dacă de exemplu astrograma asta ar fi o persoană, persoana asta exact așa ar arăta, ar fi în scaunul cu rotile. Da? Și n-ar avea putere să se miște, oricâtă voință, dorință, capacitate mentală ar avea. Da?
Deci, ce trebuie noi să înțelegem? Că ei în acest conflict au intrat cu foarte multă karmă. Foarte, 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 foarte multă karmă veche. Da? La fel ca atunci când intri într-o relație nouă, da? Cu bagajul vechi din cealaltă relație, ce o să se întâmple? Păi nu o să fie bine. Da? La fel este și în situația, în situația aceasta. Ei nu reușesc la limită, că apropo de chestia asta la mustață care nu se îndeplinește, de ce? Pentru că e prea multă karmă, au acumulat prea multă karmă față de această situație. Atenție! Ok? Deci poate dacă ei în trecut ar fi acționat mai înțelept față de cei cu care se bat acum cap în cap, poate că situația ar fi fost altfel. Da? Dar acum e prea multă karmă și datoriile karmice, bineînțeles că acum haideți să mai înțelegeți un lucru despre datoriile karmice. Datoriile karmice nu se șterg. De asta la oamenii normali. Da? Okay? Dar datoriile karmice pot fi date de la o persoană la alta sau luate de pe o persoană cu ajutorul tehnicilor mai întunecate. Da? Deci persoanele care se duc la vrăjitoare sau care fac ritualuri sau na, când vorbim de lucruri mai întunecate, acolo da, poți să faci transfer de karmă de la tine la alții, de la alții la tine, etc. În niciun caz nu este bine să faceți acest lucru, că eu vă zic din hartă. Eu vă zic că am avut destule situații pe această temă ca să vă spun că magia neagră nu este absolut niciodată o soluție. Pare o rezolvare temporară, dar prețul pe care îl veți avea de plătit ulterior, credeți-mă că nu se merită. Dacă ați ști cu adevărat cât va trebui să plătiți, ați prefera să vă plătiți voi karma voastră de 2-3 ori. Da? Nu se merită. Bun, de ce am făcut această paranteză? Pentru că și la nivel de, hai să zicem, corporații sau state, da? Adică la nivel foarte mare, nu noi, oamenii normali, că noi suntem complet neinteresanți. Da? Noi nu avem capacitatea, de exemplu, de a face ritualuri de magie neagră sau sacrificii de nivelul la care să influențăm evenimentele globale. Da? Dar acum, na, ca să, nu există guvern care să nu influențe, să încerce să influențeze și în plan spiritual lucrurile într-un mod în avantajul lor. De fapt, cum cred ei că ar fi în avantajul lor, că nu este în avantaj niciodată. Când faci pact cu întunecatul, să știți că tu ești în defavoare, da? De fiecare dată. Acum revenind, de ce totuși funcționează ceea ce fac? Da, ca să trag o concluzie la ce am spus. De ce totuși funcționează ceea ce fac și pare că se îndreaptă către câștig? Păi, doar pare, că... ai zis foarte bine, pare. Da. Da. Pentru că, uitați, ritualurile, haideți să o luăm așa, că sunt scrise și în Vechiul Testament, adică eu vă spun exact, da? Când în Vechiul Testament ziceau, ai păcătuit, jertfește o porumbiță, ai prea curvit, nu mai știu, jertfește un țap sau un vițel, da? Erau jertfe animale și asta era prin toată antichitatea, da? Cu jertfele animale. Bineînțeles că în alte părți existau și jertfe, sacrificii umane, da? Dar e vorba de sacrificiu a unei vieți în schimbul păcatului tău. Ce înseamnă păcat? Păcat înseamnă karmă. Deci asta ca să știți, că zice în Biblie toți am păcătuit. Da, toți suntem plini de karmă. Da? De fapt, când zice Hristos vine și preia păcatul lumii, este de fapt Hristos vine și preia karma lumii. Adică dacă tu crezi în jertfa, în sacrificiul lui Hristos, atunci karma ta se ia de pe tine, se dă lui Hristos și el o procesează. Sacrificiu animal care se făcea pe vremuri, da? Era în felul următor. Eu am păcătuit, dar în loc ca eu să mă schimb și să-mi procesez karma mea, sacrific un animal ca Jehova, da, Dumnezeu Vechiului Testament, da, tetragramaton, ca Jehova să preia karma mea, da, deci eu am plătit. Da? Am plătit. Sângele este cash-ul, este cash-ul spiritual. Da? Așa. Am plătit. Karma mea se ridică de pe umerii mei. Și din cauza moneda de schimb, cumva, da.
Și din cauza aceasta și acum în prezent, că nu știm noi sau că nu vrem noi să aflăm, dar acest lucru se produce în continuare, dar la nivel foarte înalt, v-am zis, nu la noi oamenii de rând. Da? E, dar totuși, poți temporar, că aici vreau să ajung, dar trebuie mai întâi să explic, poți temporar să scapi de karmă dacă faci anumite înțelegeri cu anumite entități pe care le plătești scump. Da? N-ai tu sânge destul, atunci dai pe altcineva. Iar ceea ce se întâmplă în momentul de față, ceea ce s-a întâmplat de fapt și de la incidentul care a început de acum 2 ani cu războiul de la vecinii noștri, da? Acolo ce s-a întâmplat și ce se întâmplă și aici, acestea sunt sacrificii de sânge. Punct. Ok? Acesta nu este un război politic. N-are nicio treabă. Totul are o conotație spirituală și dacă înțelegeți acest lucru, o să înțelegeți și scopul războiului. În afară de, în plan material, să facă cotațiile de la bursă să oscileze mai sus sau mai jos și să bage bani în buzunarele unora și să scoată bani din buzunarele altora. Da? Deci, în plan material, finalitatea sunt banii. În plan spiritual, finalitatea este să oferi cât mai multe sacrificii anumitor entități care te pot susține. Da? Totuși, ceea ce trebuie să înțelegeți toți, astrologia aceasta, de 17 ani de când fac astrologie, am înțeles, asta nu e scris în cărți, vă spun ce am înțeles eu, la ce concluzie am ajuns. Da? Văzând atâtea vieți, atâtea destine, și bune și rele. Astrologia are mecanism de autoreglare. Adică poți să încerci tu să te fofilezi și să uite așa să fugi de karmă și da, o să-ți iasă, poate un secol, două, trei, vorbesc de cei care sunt la nivel înalt, dar la un moment dat karma te ajunge, pentru că mecanismul acestei matrici în care noi ne aflăm are chestia asta de autoreglare, are mecanismul de autoreglare. Nu poți să fugi nu până să scapi, nu poți, da? Pentru că nu poți ieși din acest plan decât dacă tu îți elimini toată karma, îți plătești toată karma, adică toate datoriile pe care ți le-ai făcut aici. Da? Deci, ținând cont de acest mecanism de autoreglare, credeți-mă că nimeni nu rămâne nepedepsit. Da? Valabil și pentru noi, atenție! Să nu credeți că dacă ați înșelat cu brio pe cineva și nu ați fost aflați niciodată și poate chiar muriți cu secretul acela, da? Asta nu o să fie descoperit niciodată. În viața următoare te vei naște cu probleme. În viața viitoare ți se va face exact ceea ce ai făcut tu celui din viața anterioară. L-ai prejudiciat și tu vei fi prejudiciat fix exact în același fel. I-ai furat 1253 de lei, fix 1253 de lei o să ți se fure în viața următoare, nu 1254. Da? Sau, deci, sau în viața asta, nu? Se poate și în viața asta, dar... Depinde. Unele retribuții karmice sunt mai rapide și altele sunt pe viețile următoare. De obicei, retribuția karmică începe să se vadă în ultimii ani de viață ai omului respectiv. Toți oamenii răi, adică toți cei care au acționat fără să făcându-și mai multă karmă, da? Asta înseamnă să fii om rău, da? Nu neapărat să fii crud, ci să acționezi în deficitul tău, în deficitul celorlalți, și asta ce înseamnă? Îți faci karmă, îți faci datorii, da? Și asta nu este vizibil nici la 40, nici la 50, dar în momentul în care persoana se apropie de momentul morții, ultimii ani din viață sunt oribili. Ori are o boală, nu o boală, boli, comorbidități, oribile, adică trăiește în dureri oribile ultimii ani, ori e părăsit de toți, plus are boli. Deci, credeți-mă, la câte povești am auzit până acum și se documentează și din astrogramă, totul se plătește. Da? Acum, revenind la ceea ce discutam aici, teritorii, că putem să vedem teritoriile. Da? E, că problema este de teritorii și aici în hartă pe casa a patra când ne uităm, încă un lucru care e tot la mustață și aici. Casa a patra este în Capricorn, iar guvernatorul Saturn este retrograd la 1 grad și 10 în Pești. Bun, acum o să vă spun o șmecherie. Saturn retrograd arată intenția de a păstra teritoriul.
Retrograda întotdeauna se ține de trecut sau se întoarce să ia ceva care a pierdut. Dat fiind că vedem că contractul s-a desfăcut, Lilith cu Juno, contractul spiritual este desfăcut, înseamnă, deci ei deja au pierdut, ei nu mai au drept divin acolo, da? După care se va desface și contractul fizic, ăsta care a fost concesiunea pe 75 de ani, ok? Acum se reface contractul sau nu? Păi se pare că nu se reface pentru că Saturn, m-am distrat și eu făcând progresia să văd, dacă Saturn când iese din retrograd trece în vărsător, înseamnă că atunci ei poate să-și ia teritoriile înapoi, pentru că Saturn în vărsător, cum spune, este foarte puternic, este în domiciliu, are toate drepturile, da? Adică poate să refacă ceea ce a făcut. Pe de altă parte, Saturn iese din retrogradare fix la mustață înainte să intre în vărsător. Iese din retrogradare și după aia continuă frumos în pești. Da? Deci din nou se vede, deci de două ori în această hartă se vede cum la mustață nu ies lucrurile pentru că nu e drept divin. Da? Degeaba încearcă umanii sau cei care sunt în corp de om să influențeze lucrurile dacă astrograma spune, domnule, nu se dacă poate. Dacă nu e scris și în stele, da, vorba aia. Și un lucru pe care l-am spus de-a lungul vremii, dar îl repet acum, oameni buni, că mă mai întreabă unii, da, tu vezi în astrograma, da, vezi acolo influențele negative, vezi influența întunericului, vezi, da, se vede. Că în astrogramă, da, gândiți-vă, dacă se vede pentru jocuri, da, dacă se vede la un meci de fotbal, dacă echipa cealaltă, cum îi spune, a cumpărat jocul sau nu, dacă au fost, cum îi spune, părți de-astea nefăcute, dacă au fost făcute nefăcute, bineînțeles că se vede. Da? Deci astrograma, astrologia ține cont și de partea nevăzută. Ține cont de toate influențele, pentru că absolut tot ce există sub stelele astea, sub constelațiile astea și sub planetuțele astea care ne influențează, tot ce are corp fizic sau există în acest plan, să știți că corp fizic au și entitățile care sunt descarnate, pentru că e o energie acolo la mijloc. Ok, e o energie, că nu are 2 kg, are 0,5 grame, aia e altă treabă, dar există și există în această simulare, da? Sunt sub influența astrologică. Și atunci și ele sunt predispuse acelorași influențe astrale, da? Deci în concluzie, da, astrograma ține cont atunci când se face o nefăcută, ține cont de influențe demonice, ține cont de magie neagră, ține cont de tot. Le vede pe toate. De-aia când te uiți în astrogramă, vezi toate aceste lucruri la un loc. Da? Bun, deci acum, văzând toate aceste aspecte, bineînțeles, v-am spus, cine are de suferit cel mai mult? Civilii, de ambele părți. Da? De aceea eu nu sunt de acord niciodată când există un război, eu nu sunt de acord nici cu stânga, nici cu dreapta, nici cu unul, nici cu altul. Pentru că oamenii de la mijloc, ăia sunt tamponul, sunt bufferul între două interese foarte mari. Sau cine știe, poate e un singur interes foarte mare, da? Împărțit așa la două ca să-l vedem mai ușor sau mai greu. Deci aici se vede că contractul, deci ca și concluzie, și după aia Jesse poți să mă întreb dacă mai ai ceva de întrebat, ca și concluzie, se vede că intenția a fost ca să își continue existența în acel loc. Da? Deci s-a desfăcut contractul, intenția este ok, hai să facem în așa fel încât să recăpătăm drept divin. Da? Iar dreptul divin, v-am zis, poate fi dat prin faptul că toți ceilalți care se uită zic da, ok, pentru că pățiți lucrurile pe care le pățiți, suntem de acord să aveți locul vostru. Da? Deci să recapete dreptul divin. Acest lucru se pare că nu se poate pentru că ei au prea multă karmă acumulată. De ani, de zeci de ani. Da? Nu e karmă de acum două zile, da? De acum cinci ani. E karmă de zeci de ani acumulată, pentru că mai mult se pare, deci din această hartă, v-am spus, mai mult se pare că și-a făcut karmă negativă față de cei cu care sunt în conflict decât karmă pozitivă. Și atunci vine justiția divină și spune, domnule, nu funcționează. Da? Și atunci de-aia chiar și cu cele mai bune intenții pe care le pot avea, chiar și cu cele mai strălucite minți pe care le pot avea, se vor face greșeli
copilărești sau poate greșeli pe care nici măcar nu le intuiesc că sunt greșeli. Da? Și aici, deci ei nu o să reușească, concluzia e asta, nu reușesc să-și atingă obiectivul. Pe de altă parte, bineînțeles că există și un plan B. Aici putem specula. Ok? Acum sunt speculații care sunt în felul următor. Dacă vedem că teritoriile sunt incerte, da? Și dacă vedem că este foarte greu să recapete tot ce au avut, poate vor recapăta doar o parte, da? Dar nu tot ce au avut, da? Atunci trebuie să ne gândim că ce nu vor recapăta, vor încerca să caute în altă parte, da? Iar noi știm foarte clar că vecinii noștri de la unde? De la nord, așa. Vecinii noștri mai din nord, mai de la sus de noi, da? Conflictul care s-a întâmplat acolo a fost făcut specific ca să curețe locul pentru ca alte persoane să poată să vină în locul respectiv. Adică, ca și concluzie, ce se întâmplă, adică după finalitatea acestei hărți pe care am discutat-o acum, atunci da, putem să discutăm și despre ce se va întâmpla nu doar la noi, dar și la vecinii noștri, ca și efecte secundare ale acestui conflict. După ce se termină această hartă, vom observa ce se întâmplă. Adică că va avea ramificații această hartă și în vecinii noștri de la nord și, cum îi spune, și puțin pe la noi. Dar aceste ramificații nu vor fi de ordin marțial, ci poate teritorial, cum știm mulți. Da? Dar asta ține de harta României și de ceea ce urmează să se întâmple cel puțin până la sfârșitul anului acesta. Adică, oricum, garantat vom avea lucruri interesante de văzut și la noi. Noi nu intrăm în război, că de ce spun asta? O groază de lume tot mă întreabă. Pe harta noastră, pe anul acesta, nu arată așa ceva. Nu arată nici anul trecut și v-am tot spus, da? Că țara noastră e de tranzit, că toată lumea face ce vrea pe aici. Da, v-am spus și de la începutul anului, dacă o să vă uitați la emisiunea din decembrie anul trecut, deci înainte de ianuarie. Sau în ianuarie, ori în decembrie, ori în ianuarie. Am spus faptul că la noi nu o să se întâmple nimic, doar o să cadă 1-2 rachetuțe și atâta tot. Mă rog, drone, da? Fix asta s-a întâmplat. Nu mai mult de atât. Pentru că noi suntem deja jucați la azarul și deja împărțiți, câștigați, adică oameni buni. Faptul că nu vedeți voi în realitate, că nu scrie în ziar negru pe alb, că e împărțit totul, asta e altă treabă, dar totul este deja împărțit, pentru că astrograma ți arată ceea ce s-a întâmplat, se întâmplă în plan spiritual și după aceea din plan spiritual vine în realitate. Chiar dacă mai durează o săptămână, două, o lună, două, dar lucrurile alea deja s-au întâmplat. Și asta ca să știți, orice clarvăzător, eu nu sunt clarvăzător, eu sunt astrolog, da? Dar cunosc și eu persoane, orice clarvăzător, parapsiholog vă poate spune faptul că lucrurile care sunt scrise să se întâmple, punctele de destin, alea sunt bătute în cuie. Dar nimeni nu poate să-ți dea o dată exactă. E, astrologia poate cât de cât să dea perioadele exacte, da? Dar, din nou, aici mai e și chestia la latitudinea lui Dumnezeu. Că dacă am ști totul cu exactitate, să știți că n-aș fi prea bine. Da? Uite, chiar mi-ai ghicit următoarele două întrebări pe care voiam să ți le adresez, Georgiana. Cât va mai dura acest conflict din care, din păcate, se pierd vieți omenești și asta este foarte grav, dacă se poate spune cu aproximație, bineînțeles că nu e nimeni Dumnezeu și dacă se pot schimba anumite lucruri în ceea ce ai văzut tu acum pe hartă sau rămâne bătut în cuie, că totuși există un liber arbitru. Liberul arbitru este dat de parametrii astrogramei. La fel cum te joci un joc, da? Te juci de avața ascunselea. Liberul tău arbitru este limitat de regulile de la avața ascunselea. Ok? Nu poți, jucându-te de avața ascunselea, să faci ce face hoții și vardiștii. Ok? Pentru că sunt reguli diferite. Și atunci liberul nostru arbitru, da, există, dar în
constrângerile astrogramei respective. Da? Iar după cum sunt regulile puse în această astrogramă, ce v-am spus nu poate fi schimbat. Asta nu poate fi schimbat. Poate fi schimbat ce fac în funcție de acest outcome, de această finalitate. Da? Adică în funcție de această finalitate, ei poate să-și facă mai multe planuri. Și după aia o să vedem ce planuri există, da? Ok? Dar finalitatea, ceea ce se întâmplă acum și dacă încearcă să influențeze, tot nu le iese, pentru că nu au cu ce. Din nou, n-ai drept divin. Dacă n-ai drept divin, v-am spus, poți să te dai și peste cap, poți să faci și, poți să ai oricâți bani, poți să încerci să faci oricâte contracte cu întunericul dorești. Dom'le, tot nu-ți iese. Da? Pentru că e karma. De aia nu scapă nimeni. Și asta să știți că toată lumea și toți cei care sunt la nivel foarte înalt, ei știu regulile astea karmice. Dacă ascultați și voi melodii, ascultați Kanye, ascultați, nu știu, toți ăștia, Lady Gaga, ascultați pentru că ziceți că sunt prostii. Nu sunt prostii, sunt ritualuri. Iar în, cum îi spunem, uite, Katy Perry, da? Cum îi spunem, zice foarte clar. Da? Karma nu iartă, karma este absolută. Și vă mai spun un singur lucru apropo de karma, da? Zeus, deci din mitologie, da, din antichitate. Zeus a avut și el o problemă extraconjugală, că mă rog, a avut foarte multe probleme extraconjugale Zeus și a vrut și el să schimbe o finalitate și s-a dus la cele trei parce. Acestea erau cele trei femei ca un fel de vrăjitoare, care țineau ațele destinului, da? Și ele tăiau ațele destinului, da? Adică hotărau cine trăiește, cine moare, da? Hotărau destinul. Și Zeus, deci Zeus suprem al tuturor zeilor, s-a dus acolo și le-a spus: "Vreau să faceți să-mi faceți mie această favoare." Și a zis: "Nici pentru tine nu se poate." Ok? Și Zeus a plecat cu coada între picioare de acolo. Da? Deci karma este karma. Da. Deci asta nu treci, pentru că lumea spune, vai, trăim în haos. Nu este un haos, este o dezordine ordonată, de acolo de sus. Da? Și haosul ăsta durează un anumit timp, după care se termină. Și oricât de mult ar vrea cei haotici să mai continue, să rămână degeaba, că s-a terminat timpul de acolo de sus. Da? Adică da. Și binele și răul răspund acelorași legi absolute, alea nu se pot schimba, da? Pentru că sunt deasupra binelui și răului. Și dacă înțelegem acest lucru, da? Că deasupra binelui și răului există aceste reguli, atunci înțelegem și că și binele și răul este conținut și este doar așa, un joc între cele două. Iar noi suntem în sânge și cu proști, adică la mijloc între ele. Și nu mi-ai răspuns la întrebarea legată de timp. Când vom vedea că încetează toate aceste masacre? Nu știu, dar nu știu că nu am stat să mă uit și atunci nu pot să zic ceva greșit. Da? Deci fix asta am uitat, nu mi-a trecut prin cap să mă uit la asta. Da? Aș putea să fac pe progresii, dar prefer să stau să cercetez decât să încerc să fac acum. Așa, dar după cum arată lucrurile, nu cred că va fi ceva de durată gen ani, în niciun caz. Ceva mult mai compact, pentru că sunt prea evidente și prea explozive anumite aspecte pe aici. Deci cred că e... câteva luni. Câteva luni. Da, din nou, asta este părerea mea, mă rog, semi-personală, pentru că m-am uitat în astrogramă, dar n-am făcut progresiile. Ok, deci e undeva la jumate. După cum văd aici, apare câteva luni, nu cred mai mult. Da? Plus că nodul nord din Berbec ăsta. Repede, face lucrurile repede. Da, sperăm să se încheie tot acest conflict cât mai repede. Și Georgiana, îți mulțumim pentru că... Da, ce da, mai vrei să spun? Partea bună este că se curăță karma. Aha. Se curăță karma. E important asta. Ok, gata. Da. Îți mulțumim frumos pentru toate informațiile. Sper că cei care ne-au ascultat să poată să-și formeze ei singure opinie în legătură cu tot ce ai spus tu și cu acest conflict. Cei care sunt astrologi sau iubesc astrologia, vă invit să consultați cartea 7 octombrie 2023, 630, Ierusalim. Succes. Mulțumim, Georgiana, și îți dorim o seară fantastică și să ne reauzim cât mai curând, pentru că sunt multe subiecte pe care le putem aborda împreună. Cu mare drag. Cu mare drag.
Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Georgiana Sâmbotin. Vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc o seară cât mai liniștită. Puteți reasculta această emisiune pe canalul meu de YouTube, Jessy Baneș, acolo unde sunt toate emisiunile pe care le-am realizat de-a lungul timpului aici la Golden Hour, dar și melodiile mele pe care puteți să le ascultați și vă invit cu drag. Chiar săptămânile trecute am lansat o nouă piesă, frumos îi numele Ana, o găsiți acolo pe canalul meu de YouTube. Drumuri bune celor care sunteți prin țară, multă sănătate și vă pup, ne revedem zilele următoare.